Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Iată-ne astăzi aici, tot cu un video venit în urma sugestiilor voastre. M-au ajutat tare mult și chiar vă rog, dați-mi idei pentru luna decembrie, idei mai crăciunistice, așa, ce ați vrea voi să vedeți pe acest canal. Și chiar dacă primesc mai multe idei, măcar am inspirație și știu ce vreți și voi și uite așa facem niște clipuri frumoase luna asta. Haideți să vorbim despre parfumuri pe care le-aș lua cu mine, să zicem că n-aș mai avea deloc colecția de parfumuri și ar trebui să o iau de la zero. Este foarte bună ideea asta cu ce parfumuri mi-aș alege din colecție, să zicem 10 parfumuri, bine. N-am respectat chiar 10, pentru că aici am și niște parfumuri între care aș alege. Aș avea de ales și o să vi le arăt și vouă. Și nu știu dacă voi v-ați gândit vreodată la treaba asta, dacă ar trebui astăzi să alegeți doar 10 parfumuri din colecție, nu știu, să vi le luați în bagaj, să plecați undeva, să vă mutați sau să... Zicem că nu mai avem colecția de parfumuri și trebuie să luăm de la zero ce am cumpărat sau ce am vrea să avem în colecție. Nu știu, luați totul ca pe o glumă, Doamne ferește să nu se întâmple așa ceva, dar dacă ar trebui să rămân cu 10 parfumuri din colecția mea, e bine, următoarele parfumuri ar fi acestea. În primul rând, dacă ar trebui să aleg doar 10 parfumuri din colecție, cum suntem în perioada rece și cum sunt disperată după parfumurile dulci, cu siguranță Milk ar fi unul dintre parfumurile care ar trebui să plece cu mine. Sau dacă n-aș mai avea niciun parfum în colecție și ar trebui să-mi cumpăr 10 parfumuri, pe el l-aș cumpăra primul. Asta pentru că este un parfum care m-a cucerit. Asta pentru că este un parfum foarte puternic și foarte persistent. Este mai deosebit, este mai ciudățel și nu punem problema dacă ar trebui să-mi construiesc acum o colecție de parfumuri și n-am mai mirosit eu prea multe parfumuri, pentru că, nu știu, trebuie să mai miroși niște parfumuri înainte să iei parfumul acesta. Dar Milk este unul dintre acele 10 parfumuri care ar pleca cu mine oriunde și dacă n-aș mai avea niciun parfum, l-aș cumpăra imediat. Acoperă multe, multe parfumuri din astea dulci, și gurmande și puternice, lemnoase, un parfum pentru perioada rece, l-aș lua imediat pe Commodity Milk. Bine, acum eu sunt și foarte încântată de el pentru că este mai nou în colecția mea, dar ce să zic? L-aș lua. Un alt parfum pe care l-aș lua cu siguranță este La Belle. Și știți asta pentru că, v-am mai zis, este parfumul perfect de designer. Este un parfum fructat, este un parfum dulce, vanilat, puternic, persistent și tot ce vrei. Dacă nu ai testat parfumul acesta și îți plac parfumurile dulci, neapărat testează-l. Neapărat. Da, acesta cu siguranță ar fi unul dintre parfumurile pe care le-aș lua cu mine. Și tot pentru perioada rece. Am început cu perioada rece și voi continua așa. Apoi o să trecem și la perioada caldă și la parfumuri versatile. Tot în perioada rece. L-aș lua și pe Zadig & Voltaire This Is Her pentru că aș vrea în colecția mea și un parfum lactonic și până acum acesta este parfumul lactonic perfect. Este un parfum cu frișcă, cu castane, cu lemn de santal, este un parfum cozy, este un parfum plăcut, dulce, unic și cu siguranță ar trebui să meargă cu mine. Sau ar trebui să mi-l cumpăr dacă nu aș mai avea parfumuri în colecție. Mi l-aș cumpăra cu siguranță. Până acum avem 3, da? 3. Stați așa că lucrurile se complică pe mai departe. Un alt parfum pentru perioada rece ar fi By the Fireplace.
Și pe el l-aș lua pentru că, v-am zis, este un parfum care mi-aduce amintiri, este un parfum așa cum n-am mai întâlnit, cu lemnele acelea arse. E un parfum de stare, parcă și vezi acea imagine cu un șemineu cu lemne arse sau o sobă sau nu știu. Este un parfum lemnos, dulce, afumat, e foarte, foarte frumos și cu siguranță ar trebui să-l cumpăr dacă nu l-aș mai avea în colecție. Un alt parfum ceva mai sexy, mai seducător, un parfum, am zis eu așa, pentru o petrecere, pentru distracție. Sakura de la My Geisha mi se pare foarte potrivit, este persistent, este puternic, este intens, este girly. Îmi place foarte mult și pe el l-am ales în categoria asta de parfum de distracție, sexy și așa mai departe. Deci aș merge pe Sakura cu siguranță. Este un parfum care îmi place foarte mult. Apoi, haideți să trecem la niște parfumuri pentru perioada caldă. Și aș alege eu pentru vară, aș alege Oud Sage and Sea Salt de la Jo Malone, pentru că este un parfum care are un israt un pic aromatic, scuzați, este un pic aromatic, este muscat, este plăcut, mă duce cu gândul la mare, mă duce cu gândul la vacanță și aș putea să îl port toată vara pe acest Oud Sage and Sea Salt. Și da, aș avea nevoie de o sticlă foarte mare, cum este aceasta de 100 de ml, pentru că nu este el cel mai persistent, dar l-aș reaplica. Oricum, vara trebuie reaplicate parfumurile și aș putea să port vara Oud Sage and Sea Salt. Apoi, tot pentru vară, aș alege un parfum tropical și m-am gândit la Coco Vanille. Pentru că este un parfum la fel persistent, puternic, intens, cumva aerisit, este cocos, vanilie, floare de tiară. Interesant, îmi place să-l port vara, îmi place că rezistă foarte bine pe mine și la capitolul parfumuri tropicale, acesta și La Nuit Trezor Nude sunt cele două care mă duc în zona asta de parfum tropical, dar care și persistă bine, sunt și dulci, sunt și fan, așa să zic, dar l-am ales pe Coco Vanille, deși îmi place foarte mult și La Nuit Trezor Nude. Da, l-am ales pe Coco Vanille ca și parfum tropical de vară. Am fost puțin între English Pearl & Freesia și Oud Sage & Sea Salt, așa că nu prea am știut ce să aleg și de aceea le-am adus pe amândouă, dar English Pearl & Freesia, de exemplu, este un parfum foarte versatil pe care poți să-l porți tot anul. Și totuși am ales Oud Sage & Sea Salt pentru că este la fel un parfum pe care poți să-l porți vara, dar este și el așa foarte clean. Ambele sunt niște parfumuri curate, proaspete. N-am știut ce să aleg, așa că le-am adus pe amândouă aici. Ambele îmi plac foarte mult, dar totuși hai să zicem Oud Sage and Sea Salt pentru că trebuie să aleg și pentru vară. Pentru perioada mai rece ați văzut că am ales destule. M-am gândit eu la un parfum de ocazie și la capitolul parfum de ocazie aș merge pe Jo Malone Scarlet Poppy. Pentru că este un parfum care mă duce cu gândul la ruj roșu, mă duce cu gândul la o rochie de catifea, o rochie elegantă, o cină romantică. Este pudrat, este plăcut, este dulce. Foarte elegant este parfumul acesta. Foarte elegant. Îmi place mult de tot și ca parfum de ocazie aș alege Jo Malone Scarlet Poppy Colonie Intense.
Este absolut superb, superb parfumul acesta. Avea multe parfumuri, dar cred că aș merge cu acesta pentru că nu este nimic prea mult, este atât de elegant, atât de rafinat și este un parfum pe care l-aș purta mai des, însă chiar nu vreau să-l irosesc purtându-l în casă sau pe lângă casă. Este un parfum pe care l-aș purta la o petrecere, la o întâlnire, la o cină romantică, la un, nu știu, o petrecere de revelion, de Crăciun, de orice. În fine, să trecem și la parfumuri versatile pe care eu aș putea să le port oricând, oriunde. Fie că vorbim despre un eveniment, fie că vorbim despre activități de zi cu zi, nu aș putea să aleg între cele două, ambele îmi plac foarte, foarte mult. Îmi place Irresistible, de fapt ambele îmi plac, sunt niște parfumuri foarte feminine, romantice, versatile și bune de a fi parfumuri semnătură. Irresistible este un parfum care este super juicy, așa. Este suculent, este fructat, are și un trandafir plăcut acolo. Îmi place foarte mult parfumul acesta și este și dulce, dar are și o prospețime aparte. Îmi place mult parfumul. Apoi Idol, și pe el îl pun în aceeași categorie. Este un parfum, nu l-am mai purtat eu de ceva timp, dar îl ador. Este și el fructat, este muscat, are și el un trandafir, e dulce. Vai, cât de bine miroase, nu l-am mai mirosit de mult pe Idol. Îmi plac ambele foarte mult. Deci dacă mi-aș reîncepe colecția de parfumuri, parfumurile astea două cu siguranță ar intra în colecția mea. Sunt feminine, romantice și versatile. Un alt parfum pe care l-aș cumpăra imediat dacă mi-aș începe colecția de parfumuri de la zero este Aura Sensuelle. La fel, este un parfum elegant, feminin, versatil și foarte, foarte plăcut, foarte frumos, persistent, interesant și diferit de restul parfumurilor pe care vi le-am arătat până acum. Are un iz floral foarte frumos, dar nu este simplu, este mereu lângă o vanilie, lângă ceva dulce, lângă niște note verzi. Super parfumul acesta. Greu de descris, nici eu nu mi l-am putut imagina atunci când l-am comandat blind, însă a fost o mare surpriză pentru mine. Este un parfum absolut minunat și luați-l cât îl încă se mai găsește, sincer. Pentru această mini colecție ar fi necesar să am și un parfum ceva mai impunător și mai serios pentru perioada rece, nu doar parfumuri dulci și gurmande, zic eu, și aș lua în colecție Yves Saint Laurent Libre Intens. Este un parfum cu lavandă, este un parfum puternic, are și vanilie și floare de portocal, de fapt are mai multe flori, doar că acestea ies mai bine în evidență. Și cred eu că Libre Intens ar trebui să fie în această colecție. Și ultimul despre care vorbim astăzi, desigur că au fost mai multe parfumuri, nu doar 10, dar nu am putut să mă abțin și aș alege un parfum așa mai special din colecția mea. Aș alege un parfum cu licii, cu trandafir, un parfum dulce, puternic, are și un iz lemnos. Nici nu știu care este perioada cea mai potrivită pentru parfumul acesta, însă nu am nimic în această mini colecție care să semene cu acesta și nici în colecția mea eu nu prea mai am altceva care să fie ca și Angel Nova. Așa că l-aș cumpăra și pe el, îmi place foarte mult, este dulce, are izul ăla fructat și trandafiros, e foarte puternic și foarte persistent și
Cumva eu m-am gândit să le pun în această selecție pentru a alege dintre cele două, însă nu aș putea, așa că le-aș lua pe ambele. Da. Acestea au fost parfumurile pe care le-am ales eu cu gândul că mi-aș începe colecția de parfumuri de la zero. Luați totul ca pe o glumă, a fost o glumă, nu se întâmplă așa ceva, dar spuneți-mi și voi în comentarii dacă doriți și dacă aveți timp, măcar top 3 parfumuri pe care le-ați recumpărat dacă ar trebui să vă faceți o colecție de parfumuri în momentul acesta sau dacă ar trebui să plecați într-o vacanță, spuneți-mi 3 parfumuri pe care le-ați arunca în bagajul de călătorie. Sper că v-a plăcut clipul acesta și că v-ați relaxat alături de mine. Eu vă aștept și pe Instagram și pe TikTok. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și lăsați-mi și un like la clipul acesta dacă v-a plăcut. Împărtășiți și cu prietenii voștri pasionați de parfumuri clipurile mele. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!